Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan. Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi voi face din nou o prăjitură. O prăjitură, zic eu, ușor de făcut și foarte, foarte gustoasă. Dragii mei, vă mulțumesc din nou tuturor celora care sunteți alături, care mă susțineți. Cei care nu s-au abonat, ca de obicei, rog să o facă pentru că este gratis, nu costă absolut nimic. Iar în felul acesta eu pot să cresc cu acest canal. Iar acum vă invit împreună cu mine să vedeți despre ce este vorba și ce îmi trebuie pentru a face această rețetă pe ziua de astăzi. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele care îmi trebuiesc pentru aluatul prăjiturii de astăzi și anume 100 de grame de unt la temperatura camerei, 100 de grame de zahăr, un ou, 20 de grame de cacao, 80 de grame de iaurt, o linguriță de bicarbonat pe care îl voi stinge cu oțet, un pic de sare, 2 plicuri de zahăr vanilinat și 100 de grame de făină. Voi amesteca toate acestea, se va forma un aluat și veți vedea după aceea ce va urma. Și voi pune untul. O să adaug și zahărul. O să pun și sarea. Pun și zahărul vanilinat. Și o să pun și oul. Voi mixa toate acestea, după care o să continui cu celelalte ingrediente. Voi pune și iaurtul. O să pun și bicarbonatul pe care l-am stins cu oțet. Și o să amestec. Iar acum o să pun făina și cacao. Și asta este tot. Așa arată aluatul pe care îl voi transfera în tava mea de 20x20. Îl voi întinde în tavă peste tot uniform. Așa arată aluatul meu. Deocamdată îl dau deoparte, nu îl bag în cuptor, îl dau deoparte până când voi face crema ca să pun și crema pe deasupra, după care îl voi băga în cuptor. Acestea sunt ingredientele pentru cremă și anume 400 de grame de cremă de brânză, 60 de grame de amidon, o jumătate de cutie de mascarpone, 2 ouă și 120 de grame de zahăr normal, cu un pliculeț de zahăr vanilinat. Toate acestea vor fi crema care va veni pusă peste aluatul care le-am pus deoparte deocamdată. Și o să încep cu crema de brânză. O să pun și jumătate din cutia de mascarpone. Pun și cele 2 ouă. Adaug și zahărul. Zahărul vanilinat. Și o să mixez un pic tot ce am aici, după care adaug și amidon. Adaug și amidonul. Și o să amestec din nou. Asta este tot. Așa arată crema.
și voi băga și câteva stafide de înăuntru, pentru că la crema de brânză sunt bune stafidele. Le voi amesteca și pe ele. Și acum o să pun totul pe deasupra aluatului. O să întind și crema bine peste tot. Iar acum pe deasupra am măcinat 150 de grame de biscuiți Oreo și aici am câteva linguri de nucă măcinat. O să amestec un pic aici din nucă. Iar acum acest amestec o să-l pun pe deasupra. Asta este tot, o să-l bag la cuptor la 180 de grade pentru 40-45 de minute. Ne vedem un pic mai târziu. Am scos prăjitura din cuptor, o să o las să răcească, iar noi ne vedem peste puțin timp. Ia uitați, dragii mei, ce bunătate de prăjitură am făcut! A ieșit nemaipomenit de bună, destul de aromată, crema de brânză foarte fină, și aluatul este foarte, foarte moale, foarte bun. O rețetă, cum vă spun de fiecare dată, care merită încercat. Ce aș putea să vă mai spun? O prăjitură extraordinar de bună, este prima dată când o fac, dar sincer să vă spun, nu mă așteptam să fie atât de bună. Foarte echilibrată, gusturile foarte bune, crema foarte fină, blatul foarte ufos, pot să spun chiar. O prăjitură, cum vă spun de fiecare dată, care merită încercat. Dragii mei, m-ar bucura foarte tare să știu că ați rămas cu mine până la final. Pentru acum însă, vă urez o zi minunată în continuare, sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămas buni!